Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Buzău informează că până în data de 28 noiembrie 2014 inclusiv se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătățirea calităților produselor în sectorul de agricultură ecologică. Subvenția se acordă pentru exploatațiile din producția vegetală și animalieră care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică și care se află în perioada de conversie. Astfel, cei interesați trebuie să depună o singură cerere pentru ajutorul specific pentru unul dintre sectoarele vizate. Reprezentanții APIA Buzău susțin că în județul nostru sunt 19 beneficiari, dintre care 9 fac producție vegetală pentru o suprafață de peste 100 de hectare și 10 cereri venite de la apicultorii buzuieni, care au aproximativ 1500.000 de familii de albine. După depunerea cererilor, urmează controlul la fața locului pentru cel puțin 5% dintre beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, începând cu data de 29 decembrie 2014. Nerespectarea condițiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea sau excluderea de la plată, respectiv penalități și sancțiuni multianuale.